Bună ziua tuturor! Îi salutăm pe cei prezenți în sală, cât și pe cei care au ocazia să ne privească. Suntem un grup de reprezentanți ai satului Ulmu și vrem să informăm opinia publică despre consecințele ilegalităților judecătorești referitor la terenul de sub damba iazului din sat, un teren acaparat, forțat și obraznic. Suntem la data de 12 iunie, în prag de alegeri, dar ne-am pomenit într-o situație neordinară și ilegală, după părerea noastră. Domnul Grigore Postică, fost primar al satului Ulmu, cât și candidat la funcția de primar în alegerile actuale, a fost exclus din cursa electorală în ajun, atunci când practic nu se mai putea face niște schimbări și nu se putea propune o altă candidatură. E clar că domnului Postică i-a fost îngrădit dreptul de a candida la funcția de primar la alegerile locale din 14 iunie și, sigur, la fel de clar este și faptul că o bună parte de locuitori, susținători a acestui candidat a programului de dezvoltare a satului propus de dumnealui, au fost privați de dreptul la o alegere liberă. Este un caz ieșit din comun, un caz strigător la cer, după părerea noastră, pentru că, de fapt, considerăm că locuim într-o țară democrată, unde sunt respectate drepturile omului, considerăm că trăim într-o țară unde legislația, de fapt, condamnă și pe bun drept, condamnă pe cei care săvârșesc infracțiuni grave, pe cei care săvârșesc crime, pe cei care săvârșesc omoruri și iau mită în mărimi mari. Ceea ce urmărim, de fapt, sau despre ce ne informează zi de zi mass media. În cazul nostru, domnul Postică a fost condamnat pentru faptul că, aflându-se în postură de primar, a apărat și continuă să apere interesele statului, cât și averea satului Ulmu. Suntem indignați pentru că ilegalitățile săvârșite, sigur, facem o concluzie logică, de fapt, sunt îndreptate nu doar împotriva unei singure persoane, dar, de fapt, sunt niște ilegalități care au un impact negativ asupra întregului sat și afectează toți locuitorii din satul Ulmu. Pentru că atunci când e vorba de dreptul nostru la proprietate, atunci când e vorba de dreptul nostru la pământurile, iazurile și pădurile lăsate nouă de strămoși. În continuare vom încerca, pe cât e posibil de succint, să vă cunoaștem cu problema în esență, adică de unde pornește această problemă, această istorie. Poftim. Primăria satului Ulmu se găsește într-un conflict istoric, s-ar putea dispus, cu firma Drabant. Încă din anul 2001, de către ex-primarul Guțu Alexandru, a fost înstrăinat un teren cu o suprafață de 5,03 hectare, un teren cu destinație agricolă, sub damba iazului de la Ulmu. Ex-primarul a făcut această înstrăinare în mod ilegal, abuziv, ne consultând nici Consiliul Primăriei. De atunci s-a început aceste ilegalități și acest conflict între firma Drabant și primăria Ulmu. În urma acestei înstrăinări, acest teren s-a vândut unei minore, Cristina Ziber. A fost procurat acest teren. Asta s-a petrecut în anul 2001. Firma Drabant, la moment, avea în gestiune iazul de la Ulmu. Era arendată de domnului damba iazului, dar gestiona, adică prinde pești de pe iazul cu o suprafață de 116 hectare. Dumnealui a cumpărat acest teren de la Cristina Ziber în anul 2002. În data după procurarea acestui teren,
A fost modificat încă de două ori, anul 2002, a fost de două ori modificat această configurație acestui teren. Adică suprafața de 5,03 hectare rămâne aceeași, dar configurația nu-i corespunde cerințelor dumnealui și el a modificat-o iarăși în abuziv, fără consimțământul primăriei. Aceste modificări au avut loc și în 2000, ultima modificare a avut loc în 2011. Aceste modificări au avut loc cu scopul de a-și face niște iazuri pentru puiet de pește, ca dumnealui să ocupe mai departe cu business-ul care îl deține acolo. În 2005, firma Drabant, după 3 ani de zile de așteptare, s-a adresat către primărie să-i dea autorizație de construcție a acestor iazuri. Țineți cont, au trecut 3 ani de zile, dumnealui, după 2002, nu s-a adresat nici cu o cerință, nici cu o adresare, în 2005 s-a adresat ca să-i se dea autorizație de construcție a acestor construcții hidrotehnice. Adică s-a făcut special, s-a lăsat ca el să devină proprietar de bună credință, cumpărător de bună credință acestui teren de 5,03 hectare de pământ. După 2005, clar că fostul ex-primar, domnul Coșleț, i-a refuzat să-i dea autorizație. Și după asta s-a început cerere și chemare în judecata primăriei și a Consiliului Primăriei. În urma judecăților, toată vremea această firmă a câștigat toate judecățile, una după alta, în mod arbitrar. Și ca prin minune, toate le-au câștigat. Unilateral erau câștigate, fără câștig de casă pentru primărie. Odată cu venirea primarului Grigori Postic în 2011, pe masa, pe când el a deschis ușa primăriei, în cabinet stătea de acum o amendă de 4.000 de lei din cauza refuzului de a-i se da firmei de bani această autorizație. Îndată după ce primarul actual a început lucru în primărie, s-a început și plângerile din partea locuitorilor satului Urmă. Oamenii cereau să nu-i se dea autorizație, deoarece odată construcția acestor iazuri, acolo cetățenii de la Urmă pierd pășunile. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă se construiesc iazurile sub damba iazului, iazul ar putea să cedeze damba iazului și este un foarte mare pericol de inundații. Ne-am adresat, în afară de plângerile consilierilor, am văzut că problema este foarte acută, ne-am adresat de nenumărate ori în diferite instanțe. Am mers la minister, am mers și am făcut diferite manifestații, am făcut la minister, însă rezultate n-au fost vizibile. Firma Drabant toată vremea obține câștig de cauză. În fine, adresându-se mai multe și la procuratură, și la procuratura Ioveni, și la procuratura generală, și în toate instanțele am bătut, până la urmă a fost formată o comisie parlamentară. Și iată, comisia parlamentară vine cu o hotărâre unde este oglindită și situația satului Urmă. Acolo au venit, la fața locului, au venit specialiști, de tot felul de specialiști, începând de la Ministerul Mediului, Ministerul Apelor, Agenția Apelor și toate slujbile statului. Și au constatat, cu părere de bine pentru toți noi locuitorii statului, s-a constatat că este încălcată Constituția, este încălcat dreptul omului, conform Cartei Europene a autorităților locale.
Ceea ce ne pare foarte rău și ne este foarte dureros din partea justiției că dumnealor nu s-a ținut cont de aceste încălcări. Și au dat câștig de cauză doar firmei Drabant, care își până astăzi a intentat diferite procese judiciare până a ajuns la faptul că primarul a fost dimis din funcție cu drept de a ocupa funcții publice pe un termen de 2 ani. În afară de asta, firma Drabant a acționat în judecată și cere despăgubiri de la primărie și chiar și de la consilieri și de la primar. Necătând la faptul dat, vreau să vă spun că în satul Ulmu oamenii cer și insistă ca aceste ilegalități să fie colmate. Noi, locuitorii satului Ulmu, cerem să ni se retrocedeze înapoi iazul, deoarece în carta europeană a autorităților publice este scris că n-are dreptul niciun fel de autoritate, chiar nici statul, și nici alți subiecți economici n-au dreptul să ieie în posesință un teren fără acordul Consiliului Local. Noi să ocutim că aceste ilegalități sunt făcute de justiția noastră moldovenească și așteptăm și suntem ferm convinși că aș obține acel rezultat. Ni se dea înapoi, ni se retrocedeze iazul și acele judecăți care au fost făcute împotriva primarului, le să ocutim ilegale. Deciziile care au fost pronunțate de toate judecățile până acum, până și de curtea de apel din Chișinău, noi le să ocutim ilegale și în același timp să ocutim că demiterea primarului din funcție și suspendarea lui pe 2 ani de a ocupa funcție publice este la fel ilegală. Noi protestăm aceste ilegalități și să ocutim că totuși justiția, dreptatea va triumfa. În urma acestor ilegalități și noi și întregului sat ne-au apărut o mulțime de întrebări fără niciun răspuns. O mulțime. Pentru că, mai ales pentru că suntem în preajma alegerilor și tot procesul acesta a fost intenționat tergiversat. Deci eu o să citesc întrebările care ne frământă pe noi și care le socotim ca încălcări. Cum a fost posibil înregistrarea cererii de a candida la funcția de primar la Comisia Electorală, fiindu-i anexate toate hotărârile judecătorești? Doar acolo știu, se poate sau nu se poate, putea să spună de la bun început, că nu îl primesc și se găsea măcar alt candidat. Deși a fost înregistrat de grabă după formarea comisiilor, intenționat și tendențios a fost răgănată decizia de a-l scoate din cursa electorală cu scop de a trece perioada de înregistrare a altui candidat, îngrădindu-ne se astfel dreptul la liberă alegere a unei părți de alegători din sat. Neumărindu-se profit personal, poate fi considerată infracțiune apărarea intereselor statului, a intereselor publice locale, a verii satului, a intereselor ecologice și de risc al populației nu numai de la noi din sat, dar toate satele de pe alături. Râul Bodna de ani de zile nu mai curge, e namolit și, Doamne ferește, de o ploaie mare, toate satele le șterge tot cu casă de pe fața pământului. Pot fi acestea considerate încălcări cu dreptul altor instanțe de a-l demite din funcție, fiind ales de sat și apărându-i interesele? Câte pedepse pot fi aplicate pe aceeași infracțiuni? Una, 4.000 de lei pentru neexecutarea hotărârii de judecată cu privire la eliberarea autorizației de construcții. Pedeapsă penală pentru neexecutarea aceleși hotărâri la Cimișlie cu 6.000 de lei amendă și interdicția de a ocupa funcții publice 2 ani. Învinuit de pricinuirea pagubei morale și materiale firmei Drabant SRL în sumă de 99.000 de lei și intimidat moral prin excludere și includere repetată din listele electorale. Vin cu
mesaj de numele tuturor cetățenilor a satului Urmă. A unei bune părți de cetățenii a satului Urmă, cu mesajul că suntem indignați, foarte indignați, de faptul de a fi lipsiți de dreptul de a face o alegere liberă. Nu putem să acceptăm să fim dictați. Nu putem să acceptăm să predomine dictatura la noi în sat. Foarte mult săteni, sătui de această dictatură. Nu vor merge la alegeri, fiindcă candidatul care îl susțin a fost exclus din liste. Împotriva deciziei adunării satului, care a avut loc la 5 aprilie 2015, unde s-a discutat că oamenii sunt în drept de a-și alege primarul satului, dar, cum am menționat mai sus, suntem înlăturați de a o face. Cazul domnului Postică, condamnat ilegal de Justiția Republicii Moldova, este un model cum se pedepsesc în țara noastră oamenii care luptă pentru dreptate și adevăr. Dar, de fapt, pentru cei cu mintea trează, este un exemplu demn de urmat și pentru alte sate de a-și reîntoarce proprietățile de teren, păduri, iazuri. Ceea ce se întâmplă la Urmă este analogic multor cazuri din Republica Moldova. Ne dăm seama că nu se mai poate de tolerat nedreptate. Este momentul crucial când trebuie să fim demni și să acționăm ferm. Considerăm că alegerile locale de la 14 iunie din satul Urmă, raionul Ialoveni, din start sunt fraudate, deoarece a fost încălcat dreptul de a candida și dreptul la libera alegere. În semn de protest, noi, cei prezenți aici, cât și alți locuitori ai satului Urmă, nu vom participa la alegerile locale din 14 iunie pentru a nu trăda interesele acute ale satului. Nu ne dorim altceva decât dreptate, alegeri libere, unde majoritatea alegătorilor, ce nu doar o pătrime, să decidă cine să fie primar din candidații incluși în lista electorală. Din cei 4 incluși din start. Așa cum erau incluși din start 4 candidați, trebuiau să fie până la final 4 candidați. Atât. Mulțumim. Primarul care a dat care a dat terenul. Da, care a dat terenul. Cine era? Augustul Alexandru. Nu, nu. El a fost 12 ani în urmă. Postic de Grigore. Actualul. Da. Când a fost? Recent? La ajun, dacă luăm data din scrisoarea venită, chiar acum. E vorba de 6 iunie. Din 6 iunie, exact. Noi am fost informați la 6 iunie. Adică oficial am avut informație pe data 6 iunie că domnul Postică nu mai are dreptul să candideze pe lista de a fi primar. Dar când a fost ales primar? În 2018. În 2018. Din ce partid? Partidul Liberal Democrat. Am și o întrebare, știu că problema asta este mai veche. Domnul Postică a fost suspendat de funcție încă în martie, când am întâlnit în ultima oară. Dumneavoastră știați că ar fi putut să apară o astfel de problemă. Din moment ce nu era în funcție, din moment ce cineva, să zicem că îi pune drepte în roate. De ce nu ați organizat un protest sau o conferință atunci? Am făcut adunarea de sat despre care a vorbit doamna Caterina, a avut loc la 5 aprilie a avut loc adunarea satului, unde s-a vorbit despre problema, da, care deja ani de zile ne doare, a satului și despre problema că domnul Postic a fost lipsit de dreptul de a candida și dreptul de a ocupa funcții publice timp de 2 ani. Și avem, este și procesul verbal acestei adunări și deciziile, de fapt, a satului întreg, unde clar este spus că unde sătenii și-au spus cuvântul că noi suntem cei în drept să alegem primarul sau să-l demitem, dar nu justiția sau alte decizii a judecătoriei dintr-un raion sau altul, general, a Republicii Moldova. Și considerăm că este corect. Satul alege, de fapt, primarul. Nu vedem infracțiuni.
Asta e. Da. De fapt, nu a avut loc o infracțiune. Am vorbit deja, cred că ați înțeles mesajul, s-a repetat nu odată, de fapt a fost condamnat pe faptul că a apărat interesele statului și chiar și a statului în întregime. Ceea ce unora nu le stă bine. Și de aceea și-am sperat că până la urmă, dacă i s-a primit cererea de a candida, eram siguri că îi se permite, înseamnă că... Se va face dreptate. Dar totuși la judecătorie mie mi se pare că trebuie să iei în vedere totuși deciziile satului, de adunarea satului. Au fost atâtea proteste. Am fost... În cazul dumneavoastră, da? Da. Atâtea proteste, atâtea proteste au fost la Chișinău și la urmă absolut nici semnăturile, nici adunarea satului, nici protestările care au avut loc, deci absolut deloc nu se iau în considerație. Și apare întrebarea, pentru ce domnul primar este judecat? Pentru ce? Pentru că apără interesele totuși satului, pentru că ne apără de o eventuală inundație, dar acolo merge vorba de trei sate care pot fi șterse de pe fața pământului, partea Botnei. Deci iazul este destul de mare. În afară de aceasta, deci digul care protejează, să-i spun așa, satul, deci damba aceasta a fost furată de către, mă rog, piatra a fost furată, deci digul este foarte îngust, deci el la oricare moment poate să cedeze. Dacă cedează, cine plătește? Ce se întâmplă cu locuitorii satului? Ce se întâmplă cu copiii care trăiesc aici? Unde ne ducem? De ce? Este. Le înconjurăm. Sunteți consilieri toți? Nu toți. O să vă spun numeață doamna Vasilița Nani. Așa că la școală ridicăm mâna consilierii. Okay. Despre ce drepturi să mai vorbim noi? Dacă și așa oamenii de la sate nu prea mari drepturi au la muncă, la multe lucruri. Au pământul ăsta, părinții noștri, bunei, străbunei, au murit alții prin Siberia pentru o bucățică de pământ. Și acum noi nu avem dreptul la el. Și direct... Tot din cauza iazului toate terenile sunt prălujite. Că terenile de pe lângă Botna, cândva, se cultivau legume. N-au apă, n-au cu ce uita lumea, nici nu... Nu este legat. Nu este. Iazul a fost destinația, asta se numește un bazin, cum spune, de păstrarea apăși, acum urmări și acum ghidichici, așa și unul s-a făcut pentru irigație, nu pentru... Mă rog, paralel s-a făcut și pe ciclo, dar... Digul și ala nu s-a reparat din anii 60. L-a făcut Ministerul Minerilor și Hotărârii Apelor. Și acolo și gaură este. Și chiar personal am fost, când am fost televiziune acolo, eu mă ocup în domeniul ăsta. Vreau să zic, s-au defrișat și copașii acolo. Acolo e pericol foarte mare dacă se duce la vale. Și trebuie mai des de făcut analiza solului. S-a făcut acolo cu încălcări de 5-6 ani în urmă. Acolo trebuie de văzut cât și nivel, unde sunt apele subterane, și vin, și azi și mâini pomenilor. Asta e... Problemă serioasă, nu ne aude nimeni, absolut. De atâta nu ne-am strâns, vrem să hotărâm ceva. Nu ne spune că iazul și ala poate să rupă odată în dambă și odată în 100 de ani. Dar de unde știm noi că nu vine o ploaie mare după o lună de secetă, nu vine o ploaie mare cum iată să vedem prin alte părți și să rupe dambă și chiar noi suntem așa, care mâine nu mai suntem, practic. Și noi cătăm drepturi. Și în cazul când... Nu de Doamne, dar se repetă istoria de la Cotul Mori, dacă nu greșesc, cu certitudine, cu cei de sus, nici într-un caz nu vor recunoaște vina. Deja ne-am convins de, spunem așa, de competența justiției Republicii Moldova. Dar ultimul rând, vreau să spuneți că iazul iau radio. Nu avem dovezi. Nu știu dacă avem într-adevăr niște dovezi clare, spunem că este sau a lui Braghi și încă nu știu a cui și încă nu știu a cui. De fapt, până la urmă, ne dăm seama și cunoaștem bine din alte lucruri că este așa un lanț vicios acolo sus și nu putem vorbi despre niște lucruri care nu avem dovezi ferme, cred și eu. Și vrem să spunem că chiar consilierii satului și chiar primarul a fost avertizat nu odată să iscălească documentele. Este că altfel o să aibă probleme foarte mari. Și vreau să vă zic că chiar către mine personal a zis primarul, mor de afară, mor aminda, mor judeca, dar eu nu vreau copiii mei să zică vreodată că tata a vândut satul.
Dar problema asta nu se va sfârși niciodată. Deci au fost trei primari la rând suferă aceeași problemă. Deci problema o suferă Guțu, o suferit destul domnul Guțu. După aceea, deci o suferit și domnul Tudor Coșuleț și actualul, deci în general, deci de acum spune capac. Deci 98.000 care plus 4 plus 3, deci asta e o sumă extrem de mare, deci s-o copii cât primește un primar și în afară de aceasta, pentru ce dumnealui trebuie să plătească această sumă? Pentru că apără interesul satului? Și securitatea oamenilor, dacă vorbim. Dar să ne gândim. Mai sunt și drepturile omului. Cum poate e ca chiar un om simplu, dar mai ales un primar să-mi creză, dacă să împărțăm suma asta care a fost elementele astea și ultima, și arest pe... pe domiciliu, pentru și, pentru că se lucrează și cât, înseamnă că 2 ani și ceva, el a lucrat degeaba, practic, degeaba, având de copii, da? Nu, dar nu e important. Și minor, mă timp, da? Da. Da, având, da, și singur, și construiește casă și una, alta, și nu se muncește, da? Cum? Nu, că eu, nu, scuzați, asta că nu e fată, nu e prieten, dar, pur și simplu, știu situația care acolo. Bine, și acum dumneavoastră nu veți ieși la voi. Dumneavoastră știm că așa în procente, dacă vorbim cât, estimativ. Că cine poate, că nimeni nu poate ști. Nu putem să spunem. Noi nu știm. Cine? Domnul Grigore. Ce susținere asta? Susținerea a fost, dacă a fost primar, a fost susținerea a lui major, 700 ceva de voturi, dintr-o 1200. Da, dar... ne dăm seama că aici mai sunt și intenții speciale și făcut așa, într-așa mod, că s-au strâns scălituri prin sat pentru altă persoană și nu putem noi să dăm procentul cât o să fie. Interesele firmei, cred că nu. Nu. Cred că nu. Nu. Nici unul. Firma, vă spun, firma asta, eu primit prescripții din partea persoanelor care au fost de la minister, când a fost comisia asta parlamentară și au studiat întrebarea cum e la urmă. Eu spus că el trebuie să facă niște construcții hidrotehnice pentru securizarea apii care vine, știți? Evacuare. Pentru evacuarea până la un nivel și mai departe apa se evacuează. El e închis acolo, este o țavă cu un diametru de 60 cm și după spatele la damba asta, la digul ăsta, sunt mai mult de 60 de milioane de metri cub de apă. Ia că închipuiți-vă, dacă într-un caz, nu dă Doamne, e o ploaie mare de acolo, sunt suprafața de acumulare a apei, este foarte mare, că sunt diavole acolo, în jurul iazului. Închipuiți-vă ce poate să întâmple. Pune bine, țava aceea, țava nu-i capabilă să evacueze apa asta. Și de dumnealui, firma Drăbant, a primit prescripție scris că el trebuie până la 15 ianuarie 2014, el trebuie să construiască construcția asta hidrotehnică pentru evacuarea naturală a apei până la nivelul cuvenit. Nu știu nici dintr-un deci nu dat. Asta ce înseamnă? Înseamnă că el cum vrea, el cum v-a spus, a vrut să-și modifice parcela asta de pământ, de 5 hectare, până lângă damba iazului, că acolo îi vine lui bine. Poftim un modificat-o, fără consimțământul primăriei, fără consiliu, fără nimeni absolut. Ce înseamnă asta? Dezmăți? Noi boicotăm alegerile. Nu mai este posibil să fie inclus. Ne dăm seama că, practic, astăzi este vineri, poi mâine au loc alegerile. Dar, de fapt, prin faptul că protestăm pentru nedreptatea care a avut loc și trebuie să o facem, pentru că altfel merg lucrurile în continuare așa cum merg. Cu capul plecat și, da, și cei de sus își fac, interesele. Este unul. Și doi, dacă alegerile nu au loc, atunci putem vorbi despre alegeri repetate, unde se poate, credem noi că până atunci așa încercăm să facem lumină în toată problema, unde se poate candida egal și domnul Postică cu ceilalți trei candidați, așa cum a fost din start. Să fie în listă toți cei patru candidați propuși și să decide satul. Cine să fie primarul nostru? Asta e. Cred eu că e corect. Și nu doar eu. În timpul este Curtea Supremă, totuși s-a așadat la masă și s-a hotărât problema noastră. S-a informat că mâine, că pornic, că știu lună, că știu două pațină, nimeni nu știe când eu să așeză și să ne hotărați bucată acum. E legală și Curtea Supremă.
Avem alt candidat, dar avem trei candidați. Înregistrat. Dacă n-a ajuns, a fost exclus, vă dați seama că nu mai putut schimba nimic. Ce, dar partidul care l-a delegat mai înainte la alegeri are un alt candidat acum? La noi în sat nu. 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 Nu avem, că n-am avut un sală liză și nu-i timpul de cum. Dar era pentru ei, intenționat. La candidatul fără de mine? Da, Grigori Costică, da. Spuneți că a fost spus că se urgenteze cazul. Da. I-a dat recurs la Curtea Supremă de Justiție și i-a spus că cu rugăminte de a urgenta acest caz și nu s-a făcut, a spus că va fi... În aprilie, oricând a fost. Da. Da, după 5 aprilie. După 5. După adunare. După adunare. Și a spus că s-a așteaptă să fie judecată pe data de 7 ori 8 iulie. Organizația teritorială a PLD-ului, n-a încercat să intervenți la aici? Aici suntem și noi reprezentanții, pentru că suntem în echipa domnului Grigore Pustică și vă dați seama că suntem și noi reprezentanții, consilierii acestui partid. Nu știu dacă are rost aici să vorbim despre partide și despre nu știu ce, pentru că până la urmă ne dăm seama că ne pomenim noi locuitorii acestui sat în față problema care o avem. Eu mai mult să spun. În cazul dat, noi am preferat să nu vorbim despre partid. Dar știți de ce? Noi vorbim despre un caz ieșit din comun, un caz fără precedent. Pe noi, la sate, știți cum, nu se uită... Eu am la vârstă de pensionare. Am trăit în sat și toată vremea aud așa vorbe. Că nu a fost un om de sat bun pentru satul ăsta să-l susțină. Și acolo a venit un om bun. S-a găsit justiție trâmbă și l-a pedepsit pe dânsul. Ca să nu fie bun și el. Eu personal am niște semne de întrebări pentru mine singur, când rămân singur. Cum omul ăsta, mai departe, el dacă vrea să mai margă mai departe, să lupte pentru dreptate. Și apare și întrebarea, în cazul când atât de mult suntem presați de sus, da, în această problemă, atunci ce urmează să fac cei care vor veni? Da? Următorul primar, următorul consiliu local. Să plătească la infinit amenzile, sume mari sau să dea până sfârșit autorizația. Care este concluzia? Este încălcată Constituția, este încălcată și juriștii nu știu Constituția. Se vede că juriștii noștri de judecătorii, ei nu știu că este Constituție, care este scris în Constituție, care este dreptul. Eu s-o cot că judecățile astea, ele toate sunt făcute de unde trebuie. La comandă. Se vede clar? Altfel, cum poți să te gândești? Dacă în Constituție noi să vă lăsăm pachetele documente, ați vă lăsăm aici, este foarte interesant, ce a făcut justiție pe o parte și a găsit comisia asta parlamentară cu privire la raportul Comisiei de Anchetă pentru Verificare Gestiunii Fondului Forestier, a zonelor de protecție, a apelor, râurilor și ale bazinelor de apă și a parcurilor. Avem câteva seturi de documente, să vi le lăsăm și le studiați, pentru că, știți cum, noi aici ne-am adunat, noi nu suntem niște care ne ocupăm cu presa, mai avem și multe emoții și n-am tot toți cuprindem. Ceva ne-a stărut să vă aducem la cunoștință, dar vă lăsăm ca să le puteți studia, să vedeți cum și se putește. Pentru că pe o parte judecătoria îl judică și noi înțelegem că hotărârea judecății este lege. Asta trebuie să fie executată. Dacă nu e execuție, este pentru lucrul ăsta, este executor judecat. Dar aici, după pe cealaltă parte, a fost comisia parlamentară, care e tot formată, cred că, din juriști. Aici, cu totul spune, diametral opus, niște păreri, diametral opuse. Cum să ne înțelegem noi? Noi ne-am bucurat, când am văzut hotărârea asta, ne-a prezentat și nouă, am citit că și iazul la urmă e luat în cont. Și ne-am bucurat că ea că vine salvarea. Ea ca salvarea. O cerut firma Drabant, mă scuzați, firma Drabant a cerut 1.500.000 de lei despăgubiri materiale și morale de la primăria Ulmu. Știți dumneavoastră cât avem, cât și achiziții și cât primim noi de la Ulmu. El nu plătește nouă pentru iaz. Iazul, 116 hectare de suprafață iazului, el nu cu treabă n-are cu noi. A arendat damba iazului și a prins pește până în anul 2012. Și în anul 2012, iar cu încăcare, a luat chipurile în arendă de acum iazul. Dar până atunci, ce-o plătește damba iazului? Ce-a scris acum? Ciurlani, broași, ce ceva pe damba iazului? Și noi ne uităm sus, este, sunt oameni de conducere. Clar că este cu protecție cu ăsta. E arendat până la urmă? E arendat, dar noi pretindem
că să ne, ia că vă lăsăm aici să vedeți și spune în hotărârea.